Haide, bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Johnny! Ce faceți, frații mei, dragi? Este ora 7 dimineața și plecăm la capitală, fraților. Cătălin, ai emoții, frate. Un individ. Prieten, deci eu vă spun sincer că eu nu mai gândesc bine. De ce? Inconștient. De ce nu mai gândești bine? Nu se mai poate, prieten, situația. De ce? Ce ai bătit, Cătă? Ți-e rău? S-a întâmplat foarte multe, prieteni, într-un timp foarte scurt. Ce? Ce s-a întâmplat? Nu mai am cuvinte. Ce era acesta om? Dacă deranjezi noapte oamenii, nu știu ce spune. Hai, bă! L-ai deranjat pe Ionas noapte? Da, bine să rii pe chine, până când îmi vinea să rii pe chine. Ioane, cum ești, frate? Una peste mâncătoare. Davidescu? Merge și Davidescu la spital astăzi și tata, ia uita, se tușește Davidelu. Trebuie să mergi la un psiholog. Aoleu, și pe tine trebuie să mergi la spital. Da. La psiholog? Vrei? Serios? Vreau că nu se mai poate, prieten, mă spun sincer că nu mai gândesc. Vreau că am un COVID și nu îmi depistează. Ia de aici, David, mai încet. Cum adică? Pe COVID, că tu COVID avea tot lumea. Păi îl tușezi înainte să vine taică tu acasă. Păi da, COVID este, ascultă-mă. Dar problema e alta. Cătălin, nu pot să mai gândesc. E o tusă măgărească, trebuie să bei lapte de măgăriță. Și de unde să luăm măgăriță? Nu știu, să căutăm... Și la coloache, mă, eu nu pot să dau lapte cu vomit. Nu, e proaspăt, trebuie să bei proaspăt. Trebuie să mulci măgărița. Sunt capsule de la farmacie, lapte de măgăriță. Nu merge direct la măgăriță și să mulcem... Măi, prieteni, nu știu ce se întâmplă cu aceștia oameni. David dușește, tata la spital cu picioarele, Cătălin la psiholog, Mihaela. Trebuie să-i caut lapte de măgăriță. Și o multă vigeana. Tu ce faci? Multă vigeana. Ia. De-aia n-am treabă, mai bine supat decât pe pat. Bravo, supat. Ce bei, Miha? Fac o vitamină lui David. A, nu ții? Mi-am făcut și eu. Ce mai pun apă? Nu așa așa. Dar ce a făcut spumă? Fac spume, dacă știu. Ce faci? Ce-i cu tine, că nu mai gândești? Vrei să faci spume? Nu mai gândești, mi-e. S-a făcut depresie, mi-e rău, tren. Cătăl. Da. Ce-i cu tine, frate? Mi-au dat asta. Să fac spume, dacă știu ce cu tine. Prieteni, nu uitați să intrați pe TikTok-ul Leo de la Strehaia și Cătălin de la Strehaia. Și Ion din Leo. Dăm 3 până la cel puțin la 3 sau pe la 4 ne gândim să închidem. Cătălin, nu poți să mai reziști în ritmul ăsta, nu? Astăzi te pun la tren. Da, mă. Vrei să pleci acasă, să revii? Mă duc acasă. Ne-au vacanță. Cu noi e greu de supraviețuit, frate. Foarte greu. Ha? Zi. E cam greu, adevărat. Adevărat, nu? Miha, tu ce zici? Ce să mai zic? Mi-e rău. Și ție ți-e rău? Haide să revenim de pe drumul. Ia uitați, prieteni, unde ne așteaptă patroana de dimineață. Acum am ajuns noi la București. Patroana, ia uitați, ne așteaptă pe străzi, a ajuns de dimineață. Ce e, Ioane? Ionuț, ce faci, mă? Salut, frate! Salut! Ce faci? Ce faci, patroana? Uite vorbește cu omul cu mașina. Omul cu mașina, da, salut! Da, frate. Am fost, acum am venit la București. Da, am venit cu trenul după mine. Așa am tinuit, după tine. Serios, uite, ți-am luat roșii, uite. Uite Aline ce-a făcut, umblă cu plasele după mine. Uite, cu roșii, ține bine. Adică tu n-ai barobi, că jatul căraca n-a toată bătrină. Da. Oh, mă bucur! Ita cu ciorbă. Cu ciorbă de perișoare, vezi? De acasă, de pe tren. Da, mă, patroana, ai venit cu ciorba de pe tren. Cu astronaut. Vezi, mă, de peri. Până ai la mine, la apartament. Ciorbă de peri. Mă, unde dacă merg la spital? Merge în spital acum. Natalias. Păi da. Mă duc eu pe acolo. Lingura aia, ce? De unde am la apartament? Uite, coleața, visă-i trămeterea, uite. Uite, pe tren am venit, vezi?
Zici că nu sunt eu bunul. Dar să cardul de sănătate unde e? Bă, două trebuie, da. Sunt două. Două are, mă, uite. Pastilele le-ai adus? Am mai adus tot. Da, pastilele sunt aici. Sunt lipsă, mă, cu tine e o caie? Ce e Ioan? Uite, nu mai găsesc patron aici. Uite, după patinile, uite. Uite, mi-a dus patinile după tine, uite. Uite, s-a luat lucea răscheta, cred că nu-i bună lucea. N-ați. Da, carci. Asta e o obligatorie, da. Lasă care trebuie să mi le iei la doctor. Să le dăm la doctor, vă, să le pune. Alea pentru picioare are. Ce pastile pentru picioare? Ne pune, prietene, vedeți, patroana. Așa vreți voi să umblu? Serios. Dar ce să umbli? Cu cine să umbli? Ale ți-o cotică. Cu cine să umbli? Două, bă, două. Cu cine? Cu Dana? Cardul, ai luat pe tău. Cu Anca, cu amândouă. Da. Dă-i demisie de amândouă. Demisie. Demisie. Trebuie să îi respecti și tu decizia. Ce decizie? Ce să decide? El știe că era tare. Mă iau după zilee, iau după voi. Bă, patroane, asta sunt e zilee, ca de unul pe altul. Viața uite, ați mai luat unul din zilee. Zilea! Săruna! Dacă ăla n-ai tigile, că le colem, dar... Da. Da. Colem, dar n-ai tigile. Da, da. Au obosit de toare piciorul. Da, da. Băi, Cătăline, băi. Mătrână, și unde mergi cu mine așa, că eu nu te iau cu mine. Hai. Eu nu iau cu mine Aline. Păi ia-mă și pe mine. Păi n-avem nu loc. Mai pe bune, nu mai vreau să intru în spital, că vede iară doctorul de mă dă afară. Auzi, e blacklist, de la bariere, de acolo nu mai intră. Da? Da. A, păi mă duce până la spital la poartă, că așa era nu la țigani. Nu, stau aici, aduce. Nu, așa era nu la țigani. Ne așteaptă afară la poartă. Duce tu, mama, asta până. Asta, trebuie să facă cort. Uite, patru. Doamne, ferește! Chiar sunt umflate! Tu n-ai gând de tine să fii sănătos? Păi n-am venit la spital acum. Ce ai venit la spital după ce ai beut și ai mâncat șampanie? Păi n-ai voie șampanie toată viața ta, dar cu taia Luci de la Italia. A fost mamă, s-a operat, s-a trăit 17 ani după operație, că a știut să tână regimul. Mă, patrona, nu mai sunt... Nu mai ești copil, te-a zăpățit femeile. Te-a dus de cap, te-a făcut și infarct femeile. Bine, te-a pus bine, femeie. Te-a pus de bani, te-a bolăvit, te-a săturat de femei de păsărit. Păi nu, patrona, dar am 50 de ani. Ce vrei să mai spune? Te-ai săturat de păsărit. Păi da, tot. Eu tot, eu mă gândesc de copil. Ce faci bine, măi? Da? Stai mă, unul de jos, trebuie să băgăm acolo. Pe veselele pe cearor, oi, că nu l-am dat doar. Ha? Nu știu, oi, cearor, te-a dat pe nefocată. Ce, zi românești, patru. Stai că nu știu dacă ești blocat. Că n-ai la vrea, ai la pușcărie, că t-ai roșii în față la... Dar stai, așa cu puțin. Mi-am luat și căști patroană, că când eram la pușcărie și eram cu polițiști după mine... Unde ai pus asta la gât? Că Dumnezeu te-a spus. Păi n-am de aur, dacă nu mi-ai dat și mie niște calorii să fac la zaur. Ia, lasă, stai ținător la inima ta, Dumnezeu te-a spus. Uite, mi-am luat căzi la telefon, acum să stau și eu cu telefonul și la odihnă, la spital. Ia mai crezi filmul sau nu, dar când eram înainte, stăteau medicinele după mine, mă gândeam și da, eu... Da, dacă nu te vede nimeni, poți să filmezi. Să nu, să nu faci așa ceva. Păi numai că nu mai sunt filmul în salon. Da, filmăm noi cu femeie. Păi nu că e cu oamenii în salon. Nu mai, că nu mai filmăm. Băi, cu oamenii în salonul cu lumea. Nu mai cam. Da. Cătăline, băi, ia primează pe al nostru dilou. Unde ne duci cu asta? Patronul vrea și el la psiholog. Auzi că nu poate să mai gândească, Cătă. O să duce cu mine la cercul acolo. De-aia a venit, mă duc și cu asta. Cătăline, dar trebuie să vină cineva. Bă, lasă aia plaserul patron aici. Și caută și mie o baie, unde găsim o baie? Trebuie să aici înăuntru. Cu barul cu Teandrei. Hai să vedem, cu mercuriul. Nu te cătă cu el la bar. Stai să vedem cu bar. Păi stai, ține-l. La bar. Vorbește cu Ion Dileaua. Stai mai aici cu Ani pe Ion Dileaua. Cum te simți tu aici? Hai. Vorbește mai tare. Ai beri, ai de toate. Nu, cu Ion. Cine dă țigări și beri? Ai țigări? Acum n-am. Ai filmat și tu pe grobul tău.
Da, da, are, a făcut abonații, tot. Ei, cu abonați se uită la tine, dar trebuie să muncești. Păi nu am, n-ai tu câți ani? Îmi filmează zi de zi, dar ce nu filmezi? Că doar nu dai cu ceapa. Păi n-am telefonul meu că... Hai, hai, lasă vrăjeala. Tot ai tu. Ia. Originală. Păi bun. Da, dar nu pot să vină spune. Băi, Ioane, băi. Ioane... Ce să mai zic cu Tony Manivela? Și tu ce mai credeam? Ce mai făcut? Nimic. Nimic pe aici. Ce-ați făcut? Am bine că mi-a dat și mie răceala de două săptămâni. De mănânc antibiotic. De mănânc antibiotic de două săptămâni. Da. Uite, băiatul ăsta i s-a umbrat picioarele. Ce să mă fac cu el? Ce Georgiana a luat boala, gripa de la boi de aici, de la ăștia, și fetele și tot. Ce ai aici moliptitori de unde, voi? Că sunteți moliptitori. Păi de la voi au luat boala, nu de la ai noi. Ai de la noi, unde-am avut noi boala? Păi și noi unde-am avut? Și fetele, a căzut bolnavi amândouă. Auzi, de la ăsta a luat boala, el a adus-o pe noi. Da. Ăsta mic. Ăsta mai se duce nici la șupală. Dar ce faci cu cătă, că îl cheamă nevastă? Auzi, dar ce faci cu... Dar ce faci cu Cătă, că îl cheamă Anca acasă? Anca, că nu mai e Anca. Stă cu mine acum aici. Să-l fac bun întâi. Ai auzit, Cătă? Că-i bolnav, să-l tratești, pe urmă dă-l lui Anca să-i dă bătaie. Să-l control, da. A venit timpul să ne facem controlele. Muierile trebuie să dă bătaie la bărbați? Muierile trebuie să stă în banca lor, așa. Bărbat să fie pe sus. Atunci o lăsăm patron. Cum, bărbatul trebuie să fie stravul la femeie? Niciodată, bărbat. Tatăl tău n-a fost stravul meu. Ia-i vină o cătă încoa. Atunci trebuie să o lăsăm. Auzi, lasă aia. Că-l banalita ta venit, ea, că se poate să le plângești în deca ta venit, ea. De că rău să ia nărmuța aia, dar că n-a văzut că doar nu vezi mai să l-am. Oare știi că ta-l prașave, că tu mai stai tu. Vorbește românește. Tu ai mai avut când ai citat în comă 3 luni, tu nu știai de capul tău. Și ai avut apă, Alinu ți-a povestit. I-am zis. Ai avut apă plin la prămâni. Avea în burtă apă. Cât avea? Că aveai mult. Câte chire? Te-a sculat doamna doctor Roșu. Aia te-a sculat. Și am avut 15 chire de apă. Și acum să faci toate analizele. Ori de la inimă e, ori de la rinic, ori de la prămâni. Au văzut să faci analizele. Înțeleg. Da. Am înțeles. Când te-ai tratat, trebuie să facem interes. Gata, prieteni. Am făcut ce am făcut pe aici, am dus pe tata la internat, stați așa că suntem în trafic. L-am internat pe tata și am fost și cu David la spitalul de copii. Stați așa că trebuie să virăm la stânga și avem telefonul bugat. Și am fost cu David la spitalul de copii și prietenii a dat tratamente, a schimbat antibioticul. Ce să-i fac? Nu știu ce să-i fac decât să ia tratament, este o răceală de asta care este de sezon acum, nu e așa, Miha? Da, și ai zis că persiste, e un virus de asta care e... Persistentă. Cine? Nu, știți că nu pot să virez la cameră, ia uite și tu. Uite și tu ce fac. Mi-a dat un nou tratament și a zis să mai vin joi la un nou control. Da. Să vadă dacă tratamentul ăla i-a ameliorat. David, ești tu puțin mai ce desenele? Acolo, la plămâni. Da, măi prieteni, și tata este internat în spital acum la cardiologie.
face tratament, a spus domnul doctor că este umflat de la inimă, posibil și de la rinichi, dar o să-i fac analize la rinichi, radiografie de asta la plămâni. Și spune că cea mai mare problemă care este cu treaba asta cu picioarele umflate este de la sare. Deci sarea este un pericol. Asta este problema cu sarea, prieteni. Și domnul doctor a spus că este destul de greu, cum am văzut, cu picioarele așa. O să-i facă tratament să elimine apa. Și să vedem, o să trebuiască să stea 4-5 zile internat în spital. Și nu, am fost cu el acolo. L-am băgat în cameră. Și după aia am plecat cu David la spital, la celălalt spital. Și acum mergem înapoi la spital la tata să vedem. Vrem să mergem să luăm ceva de mâncare, să-i ducem la spital, nu știu, să vedem ce. Ceva fără sare, ceva de regim. Păi clar că nu sare, nu mai ce să-i luăm, nu știu. Ar trebui un piept de pui la grătar, fără da, sare, părerea mea, și niște legume. Da, tot, legume la grătar. Tot la grătar. Ardei, de astea, ciuperci, chestii, nu? Da. Și de astea trebuie să mâncăm și noi. Dar ce am mâncat noi azi? Eu am mâncat niște dulciuri iar. Deci și eu m-am îngrășat, prieteni. Ce să mai zic? Am și eu niște durere aici de inimă, în zona inimii. Uitați, trebuia să-mi fac și un control la cardiologie aici. Și mi se amorțește așa și mâna. La cot, așa, nu știu. Vezi, Miha, m-am îmbolnăvit. Ce părere ai? Ce să mă zic? Că mă doare inimioara. La noi, cu ce neamul avem, ne mai trebuie dușman, n-avem cum să ne îmbolnăvim. Da, nu știu cum ne-a rezistat până acum. Ar ți face o infarct de mult. Pe bune. Ce să facem, fraților? Asta este... Deci v-am spus și aseară, chiar trebuie să încetăm cu haosul ăsta de mâncare. Nu se mai poate. Ne mâncăm și pe bază de stres, pentru că nu ne găsim alinarea în altceva. Da. Înțelegi? Suntem deci Miha stresați. Spune că ne găsim alinarea în mâncare. Păi pe bune, așa e. Ascultați. E pe psihic, nu e că vai... Că îți place mâncarea, dar cât o mâncare să-ți placă? Este, este. Să pun unul aici, așa. Îți place, dar cât să-ți placă? Într-una așa n-are cum să nu-ți placă. Deci tu spui că nu poate să ne placă mâncarea așa într-una. Mie îmi place mâncarea. Păi las că și mie îmi place mâncarea, dar noi mâncăm în cantități gen mari. Industriale. Și, simțim să ne găsim alinarea în ceva și facem tot timpul mâncare, că ne și place într-adevăr, dar zic eu că e pe bază mai mult de psihic. Pentru că noi stres și îți găsești alinarea modul, bă, să mănânc ceva, să fac ceva de mâncare. Deci trebuie să țin puțin de cameră să-mi cadă. Of, ne apropiem de spital, prieteni. Patroana, ați văzut și voi că a venit cu trenul, singurică. Ne pare rău, prieteni, de ea, că na. Chinuie și ea, dar și ea, v-am mai spus, patroana, îți pare rău de ea, dar... Îi place singură să-și creeze chinul ăsta. Asta e problema. Și mie, Aline, care, uite, îmi face ce-mi face. Îmi pare rău de ea să o văd, pentru că e o femeie bătrână, vine și ea după copilul ei, îl știe că are probleme de sănătate, să chinuie pe tren, pe toate astea, dar în același timp nimeni nu-i creează situația asta decât da, ea. Adică... Și noi vrem să fie corectă, să fie înțelegătoare, asta e situația cu tot ce se întâmplă în viața noastră. Mie nu mi-a fost niciodată un disconfort, din contră, Aline aici martor de față, și când era Olga și patroana amândouă la un loc. Era agitație mult mai mare. Și asta era, făceam față acolo cum puteam, stăteam toți împreună, dar n-ai cum când tu cauți să-mi faci numai rău, eu să cauți să-ți fac numai bine. Și voi, e frumos așa să ne certăm între noi. Vorbim unul de celălalt, dar te scot din sărite, prieteni, de vine să vorbești. Nici mie, v-am spus, nu-mi plac lucrurile astea, dar... Și Olga și patroana te fac, te aduc într-o stare în care, na... Și nici nu plac cu noi, că ne-am... sincer. Ne-am expus viața public, trebuie să ne apărăm și noi, nu putem să ne mai lăsăm călcați în picioare așa de toată lumea. Chiar cum ținem noi cont de ei și avem respect, ar trebui să fie și ei la fel. Numai ca să fii respectat, trebuie să înveți uitați, să și respect. Uitați, bune, mă, mi se amorțește aici partea asta și mă înțeapă până în deget, așa. Of, Miha. Trebuie să fac un control, nu? Păi trebuie să faci tot ești deci, aici. Pe bune, mă doare rău. De ce să nu? Da, nu știu.
ce să mai zic, măi, fraților. Patronul acum este la apartament, acolo la ea. Este cu Cătălin. Și pe Ion l-am lăsat pe la spital, pe acolo, să, că l-a trimis tata să ia și lui ce trebuie de astea, pe acolo, pe la spital. Și Ion a rămas acolo, afară. Să știți că astăzi în București este cam friguț. E și cald, și o să la pantalon scurt. Când m-am îmbrăcat cu hanoracul ăla, era cald, acum am la frigul. Dar oricum, ce vrei, am intrat în octombrie, nu mai o să fie vară. Da, probabil. Păi... Și un pantalon scurt. Da, da, e încă timp de pantalon scurt, că sunt aproape 27 de grade. 26 sunt. Nu, deci 21,5 arată mașina. Dar e frig așa, bate vântul puțin. Și mai zic eu pe telefon, poate n-am văzut bine. 27? Păi era calul ăla 27 grade. 26, era mai devreme când stăteam la soare acolo, așa mi-a arătat. Poate unde bătea soarele acolo, cine știe, habar. Da, măi, și vedeți, patronul a venit oricum, nu poate să mai intre în spital, să stea la spital. Acum a stat acolo singură în apartament. Va sta câtă sau eu să o ajute. Nu știu, nici eu nu vreau să stau cu ea, prieten, în apartament, ca să... E zăpăceală, sincer. Chiar sunt obosit și eu, din nou, psihic, fizic și în toate felurile. Nu mai pot, o să stăm la Mihai acasă perioada asta cu spitalul. Oricum trebuie să stea și Davidescu în casă, a zis doctorul, încă o săptămână, ca să ia tratamentul. Și adeverință medicală. I-a dat adeverință medicală, tot ce trebuie, ca să stea în casă o săptămână, să ia pastilele, să mănânce supă de pui și să stea în patru la desene. Păi dacă altceva n-am ce să facă, trebuie să, și să evite agitația. Unde stăm mai bine, o să stăm la Mihai acasă, pentru că e mai liniște și e mai ok. Decât cu șatra noastră, vă dați seama ce hărmă la e, e, ăla e așa, ăla e așa. Și măcar dacă să te iei de drag, da, asta e ideea. Voi nu realizați cât de greu e să trăiești într-o tensiune de asta continuă. Adică nu e vorba de multe persoane, că și la noi la Pitești, ați văzut cum e, unul vine, altul pleacă, schimbă unul, schimbă doi. Dar, măcar la noi e atmosferă plăcută, adică râzi. Ați văzut, Caterinca cu Ion, Caterinca cu Cătă, nu e... râcă să te ceri sau să fie discuții cum se creează între noi și Olga sau câteodată între noi și patroana. Nu putem să spunem că ne-am simțit și bine în prezența lor, că au fost momente în care ne-am simțit și bine, nu putem să spunem că acum a fost numai rău. Dar când vezi că un om nu trage cu tine și tu te zbați tot timpul să faci sacrificii, pentru ce le mai faci? Sincer, nu văd rostul. Măcar dacă tot stăm așa și chinuim, să știi, bă, chinui pentru ceva, că sunt și eu un 2% acolo aprecia pentru tot ce fac. Da, măi, prieteni, ce să mai zic, oricum am ajuns la spital, o să revenim mai târziu la voi, vă mai ținem la curent cu ce se întâmplă. Vă mulțumesc, prieteni, pentru tot, vă doresc o zi minunată și ne vedem mai târziu. Vă pupăm!